După cum vedeți, am Biblia ortodoxă sinodală 1988, dar vreau mai întâi să citesc de la Isaia tot ce spune despre cer, din Bartolomeu Valeriu Anania traducerea. Eu am, de fapt, toate Bibliile astea, Biblia 1688, Biblia 1797 de la Blaj, Biblia sinodală 1988, Biblia din 1914 și Biblia tradusă Valeriu Anania. Dar am început să zic mai întâi de la Valeriu Anania, că sunt diferențe. Și o să vă arăt de la toate. De la Isaia mai întâi, pentru că m-am familiarizat cu textul cât de cât, și să despart din aici, să scot tot ce spune Isaia despre cer. V-am spus în introducere de ce. Așa. Și deci, din toată cartea lui Isaia, vă arăt ce zice Isaia despre cer. Salut, bine ați venit! Citesc din Biblia tradusă de Bartolomeu Valeriu Anania. Eu, canalul meu despre stele, dacă știți, despre univers, galaxie. Și vreau să vă arăt așa, să vă spun de ce fac videourile astea. Că aveți impresia că în Biblie nu se vorbește despre galaxie, despre univers. Tocmai pentru că ei au renumit. Aici scrie, într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și la șase zice, și a zis Dumnezeu să fie o tărie prin mijlocul apelor, să despartă apele de ape, și a fost așa. Și Dumnezeu a făcut tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei. Și Dumnezeu a numit tăria cer și a văzut Dumnezeu că este bine, și a fost seara și a fost dimineață, ziua a doua. Și apele de sub cer, da? Și ei au numit univers, galaxie. Și ai impresia că Biblia nu mai vorbește de așa ceva. În Biblie nu se vorbește, vedeți, ca să inducă în eroare. Totalitatea creației numită cerul și pământul în Biblie. Totalitatea creației lui Dumnezeu, nu univers. Din pricini deștepte, o să vedeți. Și deci numim galaxie, după aia cerul. Aveți impresia că Biblia nu vorbește de cer. Și din cauza asta am pornit să vă arăt, eu vorbind despre stele, mai întâi de la Isaia. Că se vorbește peste tot de cer. De cer, dacă vreți, galaxie, dacă doriți. Nu univers, că nu cunoaștem universul cum arată. Și deci de asta am pornit acest video. Să vă arăt numai de la Isaia și apoi din restul Bibliei, că se vorbește despre cer. Salut, bine ați venit! Eu sunt cu stelele, după cum știți. Canalul meu e numai prin astronomie de stele. Am zis, dacă tot vorbesc despre cer, despre galaxie, haide să arăt și din Biblie, de mai multe locuri, că se vorbește despre cer, în mod serios. Și atunci am luat așa, apărând în ce știam mai bine, până la așa. Și am început cu Isaia. Am copiat, am decupat toate locurile de la Isaia, câte am găsit, vedeți. Așa, care vorbește despre cer, practic, Isaia, din Biblie. Și ce vreau să vă zic, sunt motoare de căutare, nu? Adică, în text, spui ce cuvânt și sare și îți arată toate locurile unde sunt. Dar una e sau și citit de cineva, sau și atunci un comentariu a fost necesar, adică, ca să comentez. Eu, că așa se găsea, adică, pentru că e o compilație, o chestie, sărit la fiecare capitol ce spune Isaia despre cer. Și atunci auzi și câteva comentarii de ale mele, ca să nu fie pur și simplu ca un motor de căutare, da? Deci în cauza asta. Nu prea mă mai vedeți, la față videourile astea, nu știu, zic că să le fac, le pun la 4. Pentru că comentez din spate, filmez monitorul, e mai ușor așa, v-am zis, să vedeți și textul, Biblia practic, locurile, și comentez eu pe fundal, dacă ascultați, poate e puțin ca la radio, afară de faptul că vedeți textul în față, dar din Biblie, așa. Așa zic eu, știință la un ceai. La un par de vorbă, ăsta e un compot de mere fără zahăr, extraordinar de dulce.
și deci despre cer, ce vorbește Isaia. Vreau să mai spun încă o dată, am mai zis că de la eu o impresie că protestanții trebuie să citească Biblia, ortodoxii n-au, sunt scutiți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că asta e o păcăleală de la draci. Scrie negru pe alb lucrul ăsta, ca să nu se citească Biblia. Că să dați vina pe protestanți, că eu o citesc, ortodoxii sunt scutiți. O citesc în biserică, la slujbe, preoții, Evanghelia și așa. Dar restul vreau să spun, Isaia și profeții. Am fost la o mănăstire unde se citeau, de exemplu, și profeții și știu că mai erau rânduieli. Hristos citește pe Isaia în biserică, înainte să se pună normal, că după Hristos s-a pus din evanghelii și din apostol, nu că nu se scrisese. Hristos citește din Isaia. Sfântul Petru zice... Sfinții profeți, nu îi înlătură, deci are două epistole și menționează pe profeți. Unii că numai cu Noul Testament, unii rad în vechime porcările astea, că se înlătură ori Vechiul Testament, ori anumite texte. Biblia e complet așa cum e, cu tot cu Vechiul Testament. Hristos e cuvântul lui, e Dumnezeu. Și Isaia e cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai era să mai spun o dată ce a zis prin Isaia, prin Eremia, a îmbunătățit și a spus alte lucruri. Hristos în Evanghelie. Nici de acolo nu știe lumea câtă filosofie vorbește. Metafizic, ca Dumnezeu metafizic, nu altfel. Patru capitole întregi pline de metafizică la Ioan și al primul capitol la fel. Și peste tot în Evanghelie, citate de obicei, pildele și lucrurile astea. Asta poate altă dată o să vă arăt filosofia. Acum vreau decât despre cer. Deci da, să citeau în biserică. Vă spun și asta. Până să scrie Ioșua lui Navi, nu era decât cărțile lui Moise. Corect? Pentateuhul. Apoi după aia a scris și Ioșua, că a murit Moise, a scris și el o carte. Dar între Moise, chiar evrei, între Moise și următoarea carte, care a fost scrisă? Până la judecători vă dați seama că spune și după aia au murit părinții și tot și a fost scris de judecătorii. După sute de ani de zile. Așa. După aia zice, deci câteva sute de ani au fost decât Pentateuhul, care și l-a și rămas în niște civilizații de acolo de lângă Ierusalim, care țineau decât cărțile lui Moise. Și după aia a trecut, până să scrie David psalmii, iar a mai trecut 1000 de ani. Nu erau psalmii la Biblie. Biblia consta decât în... Nu? După aia. Așa, și după aia s-a pus și David. Psalmii lui David s-a adăugat și după aia... Și David a trăit 1000 de ani înainte de Hristos. Și prin anul 600 a trăit Isaia, da? De la David până la Isaia, cum era Biblia? Fără Isaia, fără Ieremia, fără... Deci ca să nu spuneți că s-a adăugat când a considerat în puncte centrale Ieremia și așa. Dar ceea ce s-a adăugat e complet și nu se mai adaugă. Pot să vă spun și asta, să zice că de ce sunt patru evanghelii, sunt patru chipuri. Isaia, Ieremia, Daniel și Ezechiel, sunt patru chipuri ca patru evanghelii, patru fațete. Poate altă dată o să vă explic și asta. Ceea ce este e complet deja. Nu se mai adaugă, că așa spune la Apocalipsă, la sfârșit. Dar s-a adăugat pe parcurs, nu? Și că spunea că s-au pierdut evanghelii, s-au tăiat, sau mai erau unele. Nu-s decât patru. Așa. Dar Dumnezeu n-a mai venit să mai spună. Hristos a spus mesajul lui, pentru că vorbise deja ca Dumnezeu, ca Duh, prin gura lui Isaia, lui Ieremia. Era să repete. Cu toate astea nu spune. Citează de la Când citește pe Isaia, zice, acum s-a împlinit cuvintele astea. Când citește din Isaia, Duhul Domnului peste mine care m-a trimis, nu știu, citește deci din carte, că se citea în biserică. Și acum să citesc epistolele și așa, și din Evanghelie și să zice că scutiți din cauza asta, să mai citească pe așa. Sfântul Ioan Gură de Aur, v-am spus și în text, citea toată Biblia săptămânal. Deci odată așa. Deci ca de lene, de nu știu ce, e
Nu mai era să spună ce a spus Isaia, lucrurile profunde, de sunt citate. Așa și am spus, am fost la o mănăstire când încă să mai citeau, eu cred că a și fost scos de rânduieli cumva. Să mai citeau, nu numai că era Evanghelia și apostolii, să citeau din profeți. De ce sunt și 12 profeți, apostoli, profeți mici? Ca 12 fii al lui Iacob, ca apostolii. Sunt 12 profeți mici cu texte, Zaharia, care sunt, așa. Deci eu am fost la mănăstire și am văzut că să mai citea din Naum, din Avacum, din așa. Dumnezeu vine Teman și muntele Paran, Sela, înseamnă oprire. Așa, așa. Și din Isaia să mai decupea, să mai spuneau. Și de s-a, poate s-a renunțat, că nu e complet doar cu evangheliile și cu așa, trebuie să citiți profeții. Și profeții să citeau și să, erau, deci, indicații. Și dacă s-au decupat pasaje ca să te fată să te trimiți, adică s-a decupat un capitol, două, trei, cu noi este Dumnezeu, din Isaia, dincolo, ca pe aia să te duci. Toată Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, nu numai, era erezii înainte că. Deci asta am început, că mai protestanții trebuie să puneți noi să citiți pe Isaia, pe ăstea, vă, că vă scuzați așa, că e ușor, că auziți acolo Evanghelia și pildele. Că da, l-a făcut Dumnezeu, că știu că sunt mulți oameni, că dacă era Dumnezeu știa că sunt moale oameni în cul, l-a făcut și ușoară. Nu pricepe omul, a venit să semene, să arunce semința. Și toți aceleași pilde de zâdă. Trebuie să învățați lucruri mai profunde, pe care de-aia nu l-a considerat să le spune, că El este cuvântul, El e Dumnezeu, El e Sfântul Duh, care a vorbit prin Isaia, nu mai era să mai spunem odată ce a spus Isaia. Deci din cauza asta, Isaia 3 prin anul 600, ce mai era la adăugat la Biblie? De la David, care a scris psalmii până în anul 600, când a trăit Isaia. Era Biblia cu Vechiul Testament fără Isaia, fără Ieremia. Înțelegeți? S-a adăugat? Chiar că nu înțelegeți, eu vă spun. Așa, asta a zis, deci ca să nu fie o simplă, un motor de căutare, că așa dădeai cuvântul și îți dădea, de-aia am și comentat. Și v-am făcut introducerea asta scurtă, dar nu să mă mai vedeți timp de câteva videouri, decât pun din, așa. Eu vreau să vorbesc despre cer. Tot site-ul meu de pe YouTube e despre stele, despre cer, în mod real. Dacă nu mă credeți, am să fac frumos. Așa. Deci, Isaia anul 600, toate pasajele când vorbește despre cer, le-am decupat și am încercat să comentez cât de cât. Asta e, deci, ce să mai zic, să mai adaug. Să citea, deci, să citea. Și cine știe cum era la început? Să citeau și la vecernie, să citeau, s-au completat cu viețile sfinților, cu ceva și s-a scos. Poate erau mai multe pasaje. V-am spus, încă mai sunt, am auzit la o mănăstire, că încă mai citeau. De la prorocul nu știu care, la vecernie, la mai erau pasaje. Făcute pe aia, să te ducă să citești și restul. Așa că să nu mai spuneți că protestanți, că nu știu ce, ca să fiți leneși și inculți ca ortodoxi. Și să nu știți Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Așa, eu zic că trebuie învățat pe de rost și asta mă bazez în Biblie. Deci am decupat tot ce vorbește despre cer. Isaia, eu cum vorbesc de stele și de galaxia noastră, nu mai vedeți fața totuși că nu e ceva aiurea. Hai că nu o să mă mai vede. Nu e pur și simplu ce vă spun, așa. Pentru că comentez decât pe fundal, așa. Deci o să mai arăt poate și filosofia la Isaia și alte lucruri. Salut, numai bine, asta e o prezentare la câteva videouri pe care o să le fac. Am decupat tot ce spune Isaia despre cer. Știință la cafea, la un suc, la un par de vorbă în general, asta e un compot de mere. Salut, urmăriți dacă doriți videouri, eu le fac. Eu vorbesc despre cer. Salut, numai bine. Citesc de la prorocul profetul Isaia din Biblia tradusă de Bartolomeu Anania, tot ce scrie despre cer, Isaia. V-am spus, cer, galaxie, e renumită să aveți impresia că Biblia nu vorbește despre cer. Și deci am decupat cam ce am crezut eu că e mai important. Poate am mai sărit, dar așa. Deci imediat capitolul 1, rândul 2, ascultă cerurile și ia aminte pământului că Domnul grește.
Născut am fi și am crescut, dar ei s-au lepădat de mine. Citesc de că ce are legătură, adică vedeți că vorbesc despre cer și aș să comentez. Isaia 5, capitolul 5, 29. Ele dau năvală ca lei, se apropie ca puiul de leu. Aici așa, nu, 30. Și în ziua aceea va răgni pe seama lor ca mugetul mării învăluit în valuri și se vor uita sus către cer și jos către pământ și iată beznă va fi înstântorarea lor. Și nu numai că vorbește de cer, dar și indirect, dar n-am apucat, adică că nu numești cerul pur și simplu, da. Vedeți că totuși aici vorbește de pământ, dar vorbește că l-a văzut pe Dumnezeu și serafimi, îngeri, adică o specie de îngeri, cum să zice, că sunt 12 categorii, serafim, eruvim, așa să zice la noi. Deci chiar dacă nu vorbește de cer, vedeți capitolul 6 zice și a fost că în anul în care a murit regele Ozia, l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și măreș, casa lui era plină de slavă. Serafimi ședeau împrejurul său și fiecare avea câte 6 aripi, 2 și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioare, cu 2 zburau și strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Atotțiitorul, plin e tot pământul de slava sa. Și pragul cel de sus al ușii se sălta de glasul care strigau, iar casa s-a umplut de fum. Deci era o casă unde, vedeți, deci cu prag, vedeți, adică eu cred că numește și cerul cumva, să zguduie de glasul îngerilor, eu așa cred, da, deci nu, dar vreau să vă zic, eu decupez numai despre cer, ca să vă arăt că se vorbește de cer în Biblie, eu cum vorbesc de stele, dar sunt și pasaje ca astea, și unul din serafim, vedeți, dar sunt și pasaje de astea, care... Hai să citesc, care nu menționează cerul, dar e clar că e ceva dubios despre îngeri, despre Dumnezeu, despre ce. Și a zis, și am zis, o ticălosă de, și cum adică s-a umplut de fum, vedeți, adică de ce s-a umplut de fum. Sunt chestii care, na, sunt chestii care au un sens, știi, așa, nu mă bag, dar vedeți, trebuie gândite. Deocamdată, poate altă dată așa, vreau să vă arăt că se vorbește de cer, eu sunt cu stele, da? Și am zis, o ticălosă de mine că-mi tremură sufletul, că fiind eu biet om și având buze necurate și locuind în mijlocul unui popor cu buze necurate, cu ochii mei l-am văzut pe Domnul Atotțiitorul și unul din serafim a fost trimis la mine, el avea în mână un cărbune pe care luase cu cleștele pe jerfelnic. Și l-a atins de gura mea și a zis, iată, acesta s-a atins de buzele tale și îți va șterge fără de lege, iar păcatele tale le va curăți. Și am auzit glasul Domnului zicând, pe cine voi trimite și cine va merge la acest popor? Iar eu am zis, iată, sunt aici pe mine trimite. Și el a zis, mergi și spune acestui popor, cu auzul veți auzi, dar nu veți înțelege și cu privirea veți privi, dar nu veți vedea. Că inima acestui popor s-a împietrit, urechile lor greu au și ochii lor s-au închis. Ca nu cumva cu ochii să vadă și cu urechile să audă și cu inima să înțeleagă, să-și revină și o să-i vindec. Așa, deci nu citesc totul, pasajul ăsta spune că se vor împuțina oamenii cumva, că inima acestui popor s-a împietrit, urechilor greu au și ochilor s-au închis, ca nu cumva cu ochii să vadă și cu urechile să audă și cu inima să înțeleagă, să-și revină și o să-i vindec. Și eu am zis până când, Doamne, adică până va fi, iar el a zis până când cetățile se vor pusti din lipsa locuitorilor și casele în lipsa oamenilor și pământul va rămâne pustiu. Iar după aceasta Dumnezeu îi va îndelunga pe oameni și cei au rămas pe pământ se vor mulți. Din ei însă va fi din nou a 10-a parte și a va fi iarăși de pradă, ca o molidă în desfrânzire și ca o ghindă când cade din găoacea ei sfântă seminție în trunchiul cei drept. Vedeți că zice ghindă. Ghinda este o sămânță cu un program și deci care are o lege de desfășurare, asta spune, care se va face din ghindă iese, vedeți, sfântă seminție în truncul ei cel drept, deja în ghindă. Deși e o filosofie, nu încerc, dar vreau să vă arăt decât ce vorbește despre cer, să decupez. Am citit totuși capitolul 6, tot. Capitolul 8,
Rândul 21. Și foamete grea va veni peste voi și va fi ca atunci când veți flămânzi, veți fi cuprinși de mâhânire și veți vorbi de rău pe cei mai mari și rânduieli părinților voștri și vor căta sus la cer și jos la pământ se vor uita și iată, grea întristare și întuneric și necaz, strâmtorare și beznă de nepătruns cu ochii. Capitolul 13 din Biblia tradusă de Bartolomeu Valeriu Anania. Tot capitolul cred eu că e despre cer, despre așa, vedenia lui Isaia asupra Babilonului. Îl citesc deci pe tot. Vedenia pe care Isaia fiul lui Amos a văzut-o asupra Babilonului. Ridicați un semn pe muntele Teșit, glas înălțați către ei. Nu vă temeți, faceți cu mâna semn de chemare, voi mai marilor deschideți. Eu voi da porunci și eu le voi fi călăuză. Uriași vor veni să împlinească mânia bucurându-se și totodată suduind glas de neamuri multe pe munți. Asemenea unor neamuri multe, glas de regi și de neamuri adunate la oaltă. Domnul a toți iitorul e cel ce-i poruncește neamului războinic. Acum zice, un neam, vorbește deci de un neam războinic și zice... Să vină dintr-un ținut de departe de la marginea temeliei cerului. De la marginea temeliei cerului. Și în capitolul 14, imediat îl voi citi și pe ăla, că și în ăla vorbește despre cer. Ăsta e capitolul 13, da? Vorbește de temelia pământului. Deci temelia cerului și pământului, ca două extreme, adică pe ce întemeiat. Temelia, știi toată lumea ce e, nu? La baza ce îți susține pământul, cum ar veni. Eu zic că rotundul pământului înseamnă și o circularitate a lucrurilor pământești sau ceva. Multe sunt sensuri. Deci da, deci vorbește despre cer. Eu cum am despre astronomie, am vrut să vă arăt de la Isaia, așa ca să mai vorbesc și eu despre cer, nu? Eu numai despre astronomie vorbesc, despre stele, din cauza asta. Și să mai vorbesc și eu și altceva, că tot canalul meu e numai despre stele, dar cine știe, știe. Așa. Deci de la marginea temeliei cerului vine domnul și războinicii săi, vin să nimicească lumea întreagă. Urlați că aproape este ziua Domnului, sfărâmarea de la Dumnezeu va veni. Că eu și comentez, că a să vedeți, așa, pentru că, da, păi e posibil să fie și oamenii numiți, și așa, și îngeri, și o să vă spun, așa. Și un cer, așa, urlați că aproape este ziua Domnului, că sfârmarea de la Dumnezeu va veni. Drept aceea fiecare, fie ce mână va slăbi și fie ce suflet de om se va descuraja. Bătrânii se vor tulbura și dureri îi voi cuprinde ca ale femeii ce naște și se vor plânge unul altuia și se vor înspăimânta și fața și-o vor schimba ca o flacără. Că iată ziua Domnului vine fără putință de scăpare, zi de mânie și urgie ca să facă lumea pustie și pe păcătoși și de asta să-i prăpădească. Și din nou asta ce am mai spus, că toate stelele cerului și Orionul și toată podoaba cerului nu-și vor da lumină și în răsăritul soare va fi întuneric. Iar luna nu-și va da lumină și rele voi porunci pentru toată lumea, iar celor necredincioși le vor cerceta păcatele, mândria nelegiuită o voi nimici, iar trufia celor semeți o voi umili. Cei rămași vor fi mai de preț decât aurul nativ și vor fi un om mai scump decât nestemata din safir, căci cerul se va înfurea și pământul se va cutremura din temelie lui, din pricina prinderii mâniei Domnului a toțiitorului în ziua când mânia sa va veni. Și vor fi cei rămași ca un căprior așternut pe fugă și cu o oaie rătăcită. Și nimeni nu va fi care să se adune, așa că omul se întoarcă la poporul său să alerge omul către țara sa. Căci prinsul va fi biruit, iar cei adunați vor cădea de sabie. Și pe fiii lor în fața lui vor îi ucide și le vor prăda casele și le vor lua femeile. Iată, eu îi voi stârni împotriva voastră pe mezi, cei ce nu iau seama la argint, argintul, ce nu iau în seama argintul și n-au nevoie de aur. Ei vor sfârma arcurile celor tânări și... lor le va fi milă, nu le va fi milă de fiii voștri, nici cu ochii lor îi voi cruța pe fiii tăi. Iar Babilonul, a cărui nume e preamărit de rege caldeilor, va fi atunci când Dumnezeu a prăpădit Sodoma și Gomora. În veci nu va fi locuit, nici va intra
cineva în el de-a lungul multor generații. Nici arabii vor trece prin el, nici păstorii în el nu se vor odihni, ci fiare sălbatice se vor odihni acolo și casele se vor umple de urlete și gadini. Și vor sălășui acolo și gadini vor, se vor sălășui acolo și diavuri acolo vor dănțui și satirii vor locui acolo și în casele lor se vor încuiba arici. Curând va veni și fără zăbavă. Deci capitolul ăsta, dar eu am să și comentez de ceva, mai vorbesc și eu așa, altceva. Și capitolul 14, l-am citit pe tot, totuși, că e mult despre cer vorba în el. Isaia din Biblia tradusă de Bartolomeu Valeriu Anania, capitolul 14, v-am spus că decupesc ce cred eu că e despre cer. Așa, citesc tot capitolul ăsta, despre Babilon, vedeți, leagă Babilonul ca de cer, în mod ciudat. Așa. Și Dumnezeu va avea milă de Iacob și iarăși va lege pe Israel și se vor odihni în țara lor și străinul se va lipi de ei și casa lui Iacob, de casa lui Iacob. Și neamurile îi vor lua și vor duce în locul lor și le vor moșni și vor mulți pe pământul lui Dumnezeu cu sluși și slujnice și cei ce au robit le vor fi robi și cei ce i-au stăpânit vor stăpâni. Și în ziua aceea va fi că Dumnezeu te va odihni din mânirea și din mânia ta și din greaua robie în care le-ai robit. Iar plângerea aceasta o voi lua împotriva regelui Babilonului. Și vei zice în ziua aceea cum s-a isprăvit cu hrăpărețul și cum s-a isprăvit cu cel ce îmboldea. Domnul a sfârmat jugul păcătoșilor, jugul principilor, lovind un neam într-o mânie cu rana de nevindecat, lovind un neam cu plagă plină de mânie care nu i-a cruțat, el s-a odihnit în liniște. Tot pământul strigă cu veselie, până și arborii Libanului s-au bucurat de tine, cedrii Libanului zicând de când tu te-ai așternut la odihnă, nimeni nu s-a ridicat să ne taie, iadul cel de jos s-a amărât întâmpinându-te, la oaltă cu tine s-au sculat toți uriașii care au stăpânit pământul, cei ce au scos din scaunele lor pe toți regii neamurilor, toți vor răspunde și vor zice, și tu ca și noi ai fost luat în robie și tu te-ai numărat printre noi. Slava ta s-a pogorât la iad, în iad ți s-a pogorât veselia cea multă, sub tine putrejune vor așterne, viermii ca o cergă te vor acoperi. Și aici vedeți din cer. Vorbește de regele Babilonului, vedeți, și acum cum a căzut din cer Luceafărul ce răsare de aia dimineața. Luceafărul nu e rău neapărat, eu cred că numesc planetele. O să vă arăt de ce. Va răsări în inimile voastre Luceafărul, zice Sfântul Petru, vă arăt un pasaj. Deci Luceafe și Luceferii, aici e tradus în Biblia cealaltă, sinodală, cu Luceferii din cer. Luceferii din cer, Venus era Luceafărul. Și în Apocalipsă zice, vă va da Luceafărul cel ce răsare dimineața. Să vede dimineața. Așa. Deci Luceafărul este și planetă. Cuvântul grecesc înseamnă stea rătăcitoare, care e menționat și la Iuda în epistolă. La Iuda în epistolă spune sau stele rătăcitoare. S-a tradus și la Anania, spune, că în cuvântul planetă, stele fixe și stele rătăcitoare. Stelele fixe, adică care nu se mișcă și erau cunoscute din vechime stele care nu se mișcă perfect. Și ele erau numite stele rătăcitoare sau cuvântul planetă. Așa. Și deci cuvântul Luceafăr, să știe că e către Venus. Luceafărul numea stea de dimineață. Stea de dimineață. Spune și că în Apocalipsă se dă stea de dimineață. Cine va birui, se va da. Și Sfântul Petru folosește pozitiv, zice, va răsări Luceafărul în așa. Deci eu cred că e cuvânt despre planete din cer. Așa. Chiar dacă nu, să înțelegeți că se cunoștea și că se vorbea, dacă nu mă credeți, așa. Și deci, dacă îi spune a căzut în cer, că vorbește de demon, așa. Eu înțeleg lucrul ăsta, dar vreau să vă explic că e mult mai profund decât credeți. Isaia vorbește colectiv despre rege, aici numește Babilonul.
Babilonul numește cumva, cred că și tot pământul. Babilonul înseamnă o încurcătură, o adunare, o amestecare de limbi, de neamuri, de ceva, așa. Deci multe lucruri eu cred că vorbește. Deci am spus că vă arăt că vorbește despre cer, da? Eu cunosc multe sensuri. Cerul e și biserica, un cer mental și oamenii duhovnicești, așa, un cer, așa, etern, la care e exces mental. Dar vreau să vă arăt, deci, a căzut din cer de unde? Luceafărul ce ceră seara aia dimineața. Vedeți o planetă? Venusul e cea mai apropiată planetă de Pământ. Așa. Eu cred că are referință și la lucrul ăsta. Eu așa cred. Dacă nu zice nimeni, eu zic. Așa. Chiar dacă nu, vedeți și vă faceți o opinie, pentru că eu decupez ce vorbește despre cer, nu? Ce se vorbește în Biblie despre cer. Și l-am luat pe Isaia mai întâi. Așa. Trimitea porunci din cer, vedeți? Cel ce tuturor neamurile trimitea porunci sau trimitea porunci de pe pământ și a căzut în cerul mental, dintr-un cer, așa. Acum e zdrobit la pământ, dar tu ai zis în cugetul tău, în cer mă voi sui deasupra stelelor cerului, îmi voi așeza tronul. Pe muntele cel înalt, deasupra stelelor e o munte, vedeți? Dacă spuneți că stelele cerului numesc și îngerii și nori sunt numiți. Eu știu lucrurile astea, serios știu. Uite, deasupra norilor mă voi ridica. Spune chiar el, Isaia, vor fi povățuiți cu un nor în capitolul 2-3 înainte de ăstea, imediat, că am citit, cu nor ziua ca la Moise, care zicea că era Mihail, poate, sau așa, numiți nor, stâlp de nor, sau așa, și noaptea cu lumină de foc. Așa, dar sunt până la urmă ceva, nu? Ori așa, minți cerești, oriceva. Eu cred că vorbește, dacă nu mă credeți, vă faceți o idee. Dar vă arăt că vorbește despre cer, da? Ați văzut sensul videoului acesta, de ce l-am făcut? În cer mă voi sui deasupra stelelor celui, îmi voi așeza tronul pe muntele ce înalt voi ședea. Eu cred că e și preventiv că oamenii să nu facă o stăpânire, vorbește de Babilon, care eu așa cred. Așa. Deasupra munților cei înalți dintre miază noaptea. În cer sunt munți, vedeți? Cum înțelegeți? Munții, mințele cele duhovnicești, eu știu lucrurile astea. Munți și văi și dealuri, dealuri și munți. Zice, ascultați judecata către munți, care o fac profeții, adică chiar judecata către minți mai înalte, ca munți. Părintele Cleopa zice că munții sunt minți, așa. Pe culmi, ca la Nietzsche, zici că în sensul ăla, adică cine poate respira erutarea munților, Friedrich Nietzsche, adică vezi tu, acolo e filosofie înaltă a munților, a ceva, așa, deci dacă poți să înțelegi așa, că eu înțeleg, dar vreau să vă spun, eu înțeleg mai multe decât credeți, mai multe sensuri și eu cred că le are pe toate chiar. O să vă spun că eu cred că are un sens, cum să zice, the windows, the chestie de așa, un sens, inclusiv sens de rugăciune și de citire permanentă. Isaia se face ca, dacă citești și îl înveți pe de rost, ca o haină a minții și eu înțeleg mai multe sensuri decât credeți. Deci, deasupra norilor mă voi ridica. Fii voia ceva e prea înalt. Deci dincolo de nori e Dumnezeu unde? Nori ăștia care plouă din cerul nostru? Așa, sau norii, v-am spus, ca îngeri, ca așa. Deci tu ai zis în cugetul în cer mă voi sui deasupra stelor, cerul îmi voi așeza tronul pe mult și înalt, voi ședea deasupra munților înalți, cei din spre miază noapte. Deasupra norul mă voi ridica și voi fi asemenea celui prea înalt. Dar acum tu în ea te vei pocori chiar în temeliile pământului. Ați văzut capitolul anterior, vorbește de temeliile cerului și aici de temeliile pământului. Cei te vor vedea se vor mira de tine și vor zice, oare acesta este omul care zguduia pământul și făcea regatele să tremure. Vorbește aici de demon? Cred că da, că au arestat pământul, că l-au luat în prizonierat. Eu așa cred, că de-aia a venit Hristos cumva. Că să zice că fiecare neam are îngeri, voievozi. Așa, la Daniel zice că vorbea Mihail și Gavril, vorbea cu Gavril, la prorocul Daniel, la sfârșit, ultimile 6 capitole, practic le vorbește Gavril, îngerul, și spune că nu mai e nimeni de partea lui, decât Mihail,
cumva. Deci dacă cumva că spunea că s-a pus peste neamuri voievoz ca îngeri, cumva ar veni. Dar dacă cumva au trădat și au arestat pământul, eu așa cred, cumva, și dacă e vorba de demoni și că mai puțin care s-au rămas corecți cumva peste neamuri. Așa, nu neapărat cred eu la țările ortodoxe. Așa, așa, adică poate să fie o discrepanță. Așa, el e cel ce a pustit o lume întreagă și a surpat cetățile, iar pe cei ce erau în robie nu i-a eliberat. Toți regii neamului au adormit în cinste, fiecare om la casa lui. Dar tu le poți da, vei fi munți, precum în eu cred că vorbește de mult mai multe, m-am spus. La o droaie de morți care au fost trecuți prin sabie în prăbușirea lor spre iar. Așa cum haină mânjită cu sânge nu e curată, tasel, nici tu nu ești curat, fiindcă tu mi-ai nimicit țara, mi-ai mărcelărit poporul, tu nu vei dura în vreme veșnică, tu sămânță rea, pregătește-ți copiii să fie ucis pentru păcatele tatălui lor, pentru ca ei să nu se ridice să moștenească pământul, să umple pământul de războaie. Și mă voi ridica împotriva lor, zice Domnul, a toți iitorul și numele lor voi nimici și rămășița și sămânța aceasta, zice Domnul, și voi pusti ținutul Babilonului așa încât arici să locuiască acolo și de nimic se va face și voi face groapă de nămol spre nimicire. Acestea, zice Domnul Atotțitor, așa cum am zis, întocmai va fi cum am plănuit, așa va rămâne. Să nimicesc pe asirieni în pământul meu și din munții mei și fii vor ei ca să fie călcați în picioare și jugul le va fi luat și luată va fi slava de pe umerele lor. Acesta e planul pe care Domnul a plănuit asupra lumii în întregul ei, vedeți? Adică nu e ceva, vorbește de asirien, de ceva, numește ceva. Și africanii sunt numiți numai etiopieni câteodată, eu așa cred. Sau numită toată Africa insulă în Biblie, eu așa cred. Și se referă de fapt la toți negri, la toți africanii. Așa. Vedeți planul pe care l-a plănuit asupra lumii în întregul ei și asirienici cât de important sunt. Că sunt siri acolo, lângă așa, numește ceva, adică pentru tot pământul. Vedeți și vorbește de așa, fiindcă cine oare va strica ceea ce Dumnezeu cel Sfânt a plănuit, iar mâna lui cea înaltă, cine o va întoarce? În anul în care a murit Ahaz, regele Ahaz a murit, cuvântul acesta s-a făcut. Nu vă veseliți voi cei de al neam pentru aceea că jugul celui ce vă lovea s-a sfărâmat, că din sămânța șarpelui vor ieși pui de aspidă, iar din pui acestora vor ieși șerpi zburători. Și cei sărași vor fi hrăniți prin el și sărmanii se vor odihni în pace, dar iar cu foame îl va omorâ sămânța, iar rămășița ta o va nimici. Urlați voi porți al cetăților, să se tulbură cetățile. V-am spus, cetate înseamnă oraș și asta ar trebui să ține cont. Și oraș și cer numește galaxia noastră. Sunt multe lucruri care deci trebuie explicate. Ulați voi porți ale orașelor, cam așa zic, a cetăților. Cetate numit chiar Ieremia însuși. E numit cetate de Dumnezeu. Așa, mai multe. Și compară ca și cum ar fi un asediu. Eu cunosc și lucrurile astea. La Ieremia imediat, în primul capitol, e numit cetate el, cetate tare. Și ca și cum ar fi asediat cetatea să fie cucerită. Și de ce însuși textul să face ca cetate? Ca și, v-a spus, dacă, ca un Windows ceva, ca rugăciunea. Eu așa cred că are valoare de rugăciune și trebuie învățat pădăros textul ăsta. Cine îl poartă cu el în minte e ca și cum ar avea programul de bază al sufletului ceresc. Așa, eu înțeleg multe lucruri, dar vreau să vă spun că eu cred că vorbește despre cel moral, cerul real, cum sunt eu cu stelele, tot canalul meu. Deci, porții ale orașelor, ale orașelor, se tulbure orașele, se strige și chiar cei de al neam, toți. E frumos să păstrezi cetate, pentru că, dar numai dacă ai înțelege că asta e, știi, pentru că na, dacă e ca spațiu și timpul, în Biblie e numit veacul veacului, despre timp vorbește, dacă timpul poartă ceva rău în el, la fel și spațiu. La psalm apare locul cel sfânt, care a fost tradus rău cu altar, zic eu câteodată, dar locul, în locul cel sfânt, vezi,
pe când ei zic spațiu. Spațiu poartă ceva rău și timpul, exact cum tot comentează ei, absolut, relativ și porcării, pe când, vedeți, timpul este rar menționat ca timp, veac, veac ca veac, timp, un timp sfânt de altă natură, intern, extern. Așa și asta zic, că e bine să păstreze ca cetate cuvântul, dar să înțelegi că după aia mai înțelegi că vorbește de oraș. Toți, așa, așa, că fum vine de la miază noapte și nici nu-i nicio putință de scăpare. Ce vor răspunde regii neamurilor? Că Domnul a întemeiat Sionul și prin el se vor mântui umiliții poporului. Așa, și e un munte suprem aici, ca la Zeus. Locuia într-o munte. De asta a fost luat, eu așa zic. E un munte suprem, în care o cetate supremă. E ceva. Așa. Așa, capitolul despre cer, da? O să mai citesc. Tot la Isaia, despre pustirea Etiopiei. Eu așa cred că numesc și pe negri, așa. Dar așa, decât ca să citesc. Vedeți că nu vorbește ca o poezie proastă, zice, vai ție pământ al corăbiilor întraripate, de dincolo de râurile Etiopiei. Adică că aveau pânze, vele sau ceva. E o chestie, eu așa zic. Sol pe calea mării și scrisori de papirus pe fața apei. Așa. Decât așa, ca să menționez și asta. Vedeți, vorbește de Etiopia, care sunt negri. Acum, da, vedeți cum ce ciudat. Corăbii întraripate. Zici corăbii cu vele, cu pânze. Eu cred că se referă și la altceva. Capitolul 51, 6. Ridicați-vă ochii la cer și uitați-vă jos la pământ, că iată cerul ca un fum s-a negurat și pământul ca o haină se va învechi, iar locuitorii tot astfel vor muri, dar mântuirea mea va fi pe veci și dreptatea mea nu va lipsi. Aici spune Sfântul Vasile că era pasajul cum că și să dea impresia a întări cerul ca un fum. Deci că are consistența fumului, în urma, fumul rezultă în urma focului. Poate spune și ceva de compoziție, carbon sau ceva, nu știu. Așa, cerul ca un fum s-a înnegurat, s-a întărit, s-a închegat cumva, s-a înnegurat ca un fum. Că s-a schimbat, că s-a stricat, poate, în sensul ăsta, poate îl vedeți. Și pământul ca o haină se va învechi. Dar aici spune cumva că era un pasaj care s-a scos la Sfântul Vasile. Așa. În același capitol 51, 13, și l-a uitat pe Dumnezeu cel ce te-a făcut, pe cel ce a făcut cerul și a întemeiat pământul. Și purrei era înfrăcoșat câte ziua de lungă de arătarea mâniei celui ce te necăjea, că așa cum gândea el să nimicească pe tine, unde e acum mânia lui a celui ce făcea necazuri. Deci din nou despre cer. E interesată despre cer? Păi da, atâtea mențiuni în fiecare capitol, câteodată, de două ori, de trei ori menționează cerul. Și vă spun că și indirect, nu trebuie neapărat să apară cuvântul. Când menționezi un om, nu trebuie neapărat să-l numești. Sau un obiect. Deci vedeți cât de interesat de cer e, se creează o lume cerească, mentală. Din cauza asta trebuie pomenit ca într-o rugăciune, că eu cred că trebuie citit și învățat pe de rost. Ăsta se face ca o chestie de bază, cum e programul de bază la calculator. Dar mai că trebuie instalat de fiecare. Și Dumnezeu a lăsat la libera fiecare alegere. Eu așa cred. Are și un sens de rugăciune și filosofic, și de explicare, și de profeție, și de întărirea minții, și de o grămadă de lucruri. Deci din cauza asta trebuie pomenit cerul mereu, într-o recurență, să te pună în contact cu cerul, pur și simplu, mereu. Așa, tot în capitolul 18 zice, acela 3, râurile pământului vor fi toate ca unei țări locuite. Vedeți și așa, râurile vor fi ca unei țări și țara lor va fi ca atunci când un sens se ridică din munte.
ca un sunet de trâmbiță se va auzi. Mai undeva, poate la Eremia, nu știu dacă, să nu confund deocamdată, dar deci că sunetul de trâmbiță numi și îngerii sau cine vorbește despre Dumnezeu sau ceva. Zice la Eremia, ascultați sunetul trâmbiți și i-au zis nu, nu vrem, știi? Adică ascultați, normal că nu e o trâmbiță, un cântec, știi? Așa. Deci ca vorba ca de alarmă, cea mai bună, cea mai cum dose trâmbița. Asta zice, cea mai tare fel de a vorbi cumva, îngeresc. Deci vorbește ciudat, vă spun, chiar dacă nu menționează cerul în mod direct, vorbește ciudat ca să așa. Așa. Dacă spui și aici 4, că așa mi-a zis mie Domnul, tare temei va fi cetatea mea, ca lumina căldurii de amiază și ca un nor de rouă. De că spui că asta este însă cetatea, acest text, cum v-am spus că la Eremia e el însuși numit cetate. Tot de la Isaia, nu? Deci capitolul 19 zice, profeția asupra Egiptului. Vedine Egiptului, iată Domnul șade pe un nor ușor. Vedeți, deci că e ceva ciudat, Dumnezeu șade pe un nor ușor. Asta e, dacă sunt numiți îngerii sau ceva, eu înțeleg. Aspectele, nu că țin la un aspect ad literam neapărat, că îmi place filosofia și lucruri profunde, dar vreau să relev și pe la așa, fizic, că eu vorbesc despre stelele astea fizice din cer, adică care sunt făcute, despre planete, despre la mine în canal și de asta. Egiptenii, ați văzut și Etiopia, egiptenii sunt numiți poate chiar tot pământul sau care nu sunt cu Dumnezeu sau așa, spune că a fost omorât unde a fost omorât și Dumnezeu, în Egipt, dar n-a fost omorât acolo, sau nu știu cum se referă, așa, deci numește, sau Babilon, zice, acolo unde a fost omorât și Domnul lor, adică Hristos, în Babilon, adică și a fost omorât, clar, la evrei, deci Biblia numește și așa, Efraim, de exemplu, e numit la un profet, Duh rău până la urmă, adică demoni. Deci nu neapărat un neam din Efraim care se trăgeau din Efraim, poate să fie chiar demonii numiți. Sau... Așa, are multe sensuri. Eu nu le dau la o parte și nici nu zic că se poate acoperi măcar toate. Eu cred că dacă cine învață pe de rost pe Isaia o să înțeleagă până la urmă că are toate sensurile astea, că e un cuvânt infinit. Dar eu vreau să arăt despre cer, deci. Dar inevitabil ca să nu spună unii care mai știu câte ceva, cât mă înșel cumva, că nu vorbește, că cerul, că nu știu ce, un cer numai așa. Și din cauza asta am mai spus și câte ceva, să vedeți că cunosc, dar îmi place să arăt sensul ăsta fizic, că vorbesc despre cerul fizic, că Dumnezeu l-a făcut, care sunt stele, în mod normal, și așa. La capitolul 55 mai e menționat cerul așa, care apare și la David, genul ăsta de exprimare în psalmi, ci pe cât de departe cerul de pământ, într-atât de departe calea mea de căile voastre și cugetele voastre de cugetul meu. Dacă asta poate conduce la o eroare că e vast, infinit, mare cerul și așa, e posibil, dar cerul ca totalitate, exact ca univers, nu știu, dar cerul nostru are o singură zi cu viteza luminii, din cauza asta mai degrabă se referă la un cer de data asta și vedeți, pentru că are o singură zi, zici cât de departe a depărtat păcatele de om, Dumnezeu, că e iertător și a îndepărtat ca cerul de pământ. Adică o zi depărtare, un maxim posibil arată, un maxim posibil. O distanță maximă posibilă, pământesc de cer, așa. Dar vă spun că cerul are o singură zi cu viteza luminii, 26 de miliarde, de la pământ până la marginea stelelor. Cerul ăsta al nostru nu e totalitatea universului.
Deci aici se referă la o maximă de îndepărtare, în, vedeți, între calea lui Dumnezeu, nu e ca cum e calea noastră, e mai spusă. Așa și cugetul ceresc față de cel pământesc, cum ar fi, cerul de pământ. Cam așa, fizic, are 24 de ore. Chiar și așa spui, o maximă îndepărtare, de dimineață până seară. O maximă îndepărtare temporală și spațială. Și din nou menționează cerul în linia următoare, că precum se pogoară din cer ploaia sau zăpadă, se întoarce până când adapă pământul și îl face să răsară, să rodească, să dea sămătorul sămânță și pâine pentru hrană. Nu, nici aici nu e de lepădat, că nu e vorba chiar de, numai de cerul ăsta cu nori. Și semințele, știți, poate și din Evanghelie, că e numit cuvântul. A ieșit semănătorul să semene semințe pe lângă drum, a aruncat, știți pilda, cu pe pietre, pe... Și Isaia are un pasaj, compară, poate altă dată o să vă arăt, compară cuvintele, mentalul, cu semințele, adică sunt și ele sub o formă, semințele sunt program temporal, răsar, fac cumva, pe deci asta e. Și deci poate nici aici, dacă fiind semințe, a văzut, zice, roa dreptății, nu e neapărat, deși e o intersecție, ca să nu, acum zic eu, ca să nu trăgând numai spre material, să nu înțelegeți că e vorba într-adevăr și de așa. Dar dacă nu înțelegeți pe astea materiale, știți, ploaia din cer, așa sau zăpadă, așa. Deși despre cer din nou, continuă, deci așa va fi cuvântul meu. Oricare va ieși din gura mea, el nici cum nu se va întoarce până când se vor plini toate câte eu am vrut și sporn ce voi face căile tale și poruncile mele. Înseamnă că are o putere și se comportă cumva ca stihiile arată. E o comparație, dacă înțelegeți. Cum vine ploaia, cade, e un ciclu, cade în pământ și produce ceva, nu e absurd. Cuvântul așa e comparat cumva. Nu e absurdă nici comparația, vreau să zic. Isaia, capitolul 42, despre cer. Eu mai întâi vreau să spun că cred că numește și seminția cerească Israel. Iacob era tot Israel. Și de ce îl dublează? Îi dă numele practic îngerul. Cumva devine, care devine în psalmii când spune Israel, Israel, cine nu știe, pentru creștinism cum ar veni. Israel e tot neamul. Și deci pune, menționează Israel ca și cum s-a referit la decât la evrei. Și înțelegeți că Israel e numele ceresc care îl dă lui Iacob. Și face o diferență, zice, Iacob e servul meu, eu îl voi sprijini. Și Israel, alesul meu, care e tot el. Tot el e numele dat lui Iacob, care are 12 copii și e numit Israel. Devine reprezentantul tuturor semințiilor, că are 12 copii. A omenirii, deși a oamenilor, deși până la urmă semințiile evreilor, până la urmă, că dacă-ți 12 copii, Ruben, care erau, așa, pe care îl ia în Egipt, Iosif, așa, și deci, care-s numai a evreilor, și ai zice că restul neamurilor existau deja, până și românii, și atunci ați 12 neamuri, ai spune că numai evreilor care împarte Moise pământul după semițiile astea. Deci, da, numele e dat și cine citește psalmii că nu erau creștini, să-ți fi zis, numea religia cumva, tot neamul. E dat numele îngeresc. Deci e numele îngeresc a oamenilor cumva, a cerului, a dat de îngeri cumva. Ca și cum ar fi creștini. Numele general al creștinilor Israel, așa trebuie citit și în psalm când e citit. Vedeți că face o diferență și același om. Iacob e servul meu și Israel, alesul meu. Și e de fapt același om, așa. Și după aia spune despre cer, da? La 42:5, așa zice Domnul Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și a dat așezare. E mișto aici, e filosofic, dacă cum ați înțelege, dacă ați înțelege, da, adică
Adică, nu, e mișto, nu știu cum să vă zic, că, adică o proprietate care e spațială, întreg cerul e spațial și atunci ce e spațiu? Dacă i-a dat așezare unde? A făcut cerul și i-a dat așezare unde? Dacă numește totalitatea cerească. Unde i-a dat așezare? Era așezarea înainte sau cum? Deci e oricum o propoziție filosofică. Da, trebuie discutată. Cel ce a întărit pământul și tot ce e pe el și poporul de pe el dă suflare și duc cerul și umblă pe el. Deci din nou despre cer, da? Întrerupsesem, dar îmi pare rău că îmi place pasajul ăsta. Hai să-l bag așa pur și simplu. Că eu n-am vorbit întrascuns nici într-un loc întunecos pe pământ. Mi se pare foarte important. Că Dumnezeu nu se ascunde, chiar dacă par taine mari sau ceva. Că de ce, de ce are să da să ascundă? Dumnezeu a făcut, vedeți, a făcut cerul și pământul. Spune de la Moise, numai că nu vor să înțeleagă. Și care o zi? Numai că nu vor să înțeleagă și să prefacă 1 miliard de ani. Spune de la început, de ce minte? Dumnezeu a făcut stelele într-o zi, în 24 de ore. Atât are. Viteza luminii merge 300.000 de kilometri pe secundă, ca să ajungă noaptea pe cer în 24 de ore, 26 de miliarde de kilometri și dai de marginea galaxiei noastre. Nu s-a ascuns. Asta e faza. Numai că dacă ei mint și așa pare dubios, după aia, după ce o să afle, pare pentru că ei sunt mincinoși. O zi are cu viteza luminii și de asta arată că nu se ascunde Dumnezeu, decât se ascund oamenii de el. Cum îi zice și îi zice și la dacă mă alungi de în rai, de aici din față, mă ascund de la fața ta. Îi zice Cain lui Dumnezeu, asta îi zice, că să se ascundă. Așa, așa, așa. La capitolul 45 am mai copiat și am mai am vrut să spun și asta pentru că exact în capitolul facerii spune că întuneric era deasupra adâncului. Dacă te sperii cumva să vedeți că aici e o precizare. Eu sunt cel ce a pregătit lumina și am făcut întunericul. Întunericul de ce? Creator de Dumnezeu. Dar eu cred că e o substanță, ceva. Că spune era întuneric deasupra adâncului. Nu spune spațiu vid, gol. Întunericul, eu cred că îi numește ceva o substanță la facere, în cartea facerii. Este înainte de cer, de creația cerului, deasupra adâncului de apă. Spune, era un adânc de apă și întuneric era deasupra lui și Dumnezeu face cerul în adâncul ăla de apă. Și aici, ca să nu te sperie, vedeți, întunericul e făcut tot de Dumnezeu. Întunericul e o lipsă a luminii, dar eu cred că e și ceva primordial, ca o substanță fizică, mă refer, nu. Deci aici îți arată că Dumnezeu a făcut și întunericul și lumina. Nu ca și cum, nu știu ce, întunericul e nu știu ce. Asta am vrut să, deși pare poate puțin așa, nu știu cum, am vrut să tai și pasajul ăsta. Tocmai că intră puțin în sprijinul la creație, la Moise. Întuneric era deasupra adâncului. Dumnezeu, eu sunt cel ce am pregătit lumina și am făcut întunericul. Deci, nu e așa. Capitolul 49, rândul 13. Veseliți-vă voi ceruri și să bucure pământul. Veselie să strige munții și dreptate dealurile, că a avut Domnul milă de poporul său și pe cei smeriți ai poporului său i-a alinat. Isaia 48. Ascultă-mă, Iacob, și tu, Israel, cel pe care îl chem. Eu sunt cel din tâi și eu sunt în veci. Și despre cer. Și mâna mea întemeia pământul și dreapta mea întări cerul. Eu îi voi chema, iar ei vor sta împreună. Adică cerul și pământul, că cine? Iacob și Israel. Pământul și cerul. Arată o unitate deja. Și toți se vor aduna și vor auzi cine le-a spus lor acestea. Din dragoste pentru tine ți-am făcut voi asupra Babilonului, să-i nimicesc anume sămânța calderilor. Și din nou vorba aceea o repetă, ca să vedeți că e importantă la Isia. O zice de 2 ori, eu am vorbit, eu am chemat, eu l-am adus și calea lui am îndreptat-o. De la început eu n-am vorbit în taină și nici într-un vreun loc ascuns de pe pământ. Când s-a petrecut, eu acolo eram. V-am mai spus, deci, ideea, deci, care o repetă de. Să înțelegi aici, prin dreapta lui Dumnezeu,
și pe Duhul lui Dumnezeu cumva, mâna lui care face, a înfăptui fapta lui Dumnezeu, întărește cerul sau Duhul. Așa, poate și asta, a întărit cerul din ceva primordial. Spuneți că vedeți că e o sens de evoluție și îngerească și umană. Dar ei au blocat și cuvântul ăsta să nu înțelegi. Un progres, dacă nu. Ăsta l-au stricat comuniștii. Progresul l-au stricat comuniștii. Evoluție, au stricat-o evoluționiștii ăștia cu biologia tâmpit. Deci a întărit cerul, a dat vizice, cel ce face pe îngerii săi duhuri și pe slujile sare pară de foc. Pe îngerii săi duhuri din ce? Adică nu erau duhuri înainte? Îi face din ceva? Și pe slujile sare pară de foc din ce? Din ce erau înainte? E un progres, o evoluție, o schimbare până la urmă, vedeți? Deci, na, așa, tot despre cer. Capitolul 48, v-am spus că e plin, numai de mențiuni despre cer. 66 de capitole, vedeți câte mențiuni despre cer?